M-am întors de la patinajul artistic! Cum de nu ai venit la înmormântarea noastră? Pentru că mai aveam o după-amiază de patinaj artistic. Plătisem tot. Dar noi nu mai eram. Păi nu erați de adevăratele. Dar nu știai asta. Nu pot să cred că n-ai venit la înmormântare. Nu mai fiți așa darmatici. Data viitoare când se întâmplă, o să vin. Sper că o să fie curând. Mar, de ce hârtia acestui pașaport pare mai ieftină decât ar trebui? Și de ce sunt pozele noastre, de fapt, desene? Și de ce totul e scris în creion? Și de ce este numele meu scris ceap? Așa e, Momel, ca să inducă hoții în eroare. Am ascuns pașapoartele reale superna acasă. Cred că doar vom merge să ne facem testamentele la sala ată de taco. Nu pot să cred că uitasem asta. Bucătăria! Cu aragazul ultramodern, futurist și nemai văzut! E foarte frumos! Presupun că o să vreți să-l încercați și pe ăsta. Tura! Oh, am o idee bună! Ce idee? Păi pui prăjit a zis să nu cumva să văd o zgârietură. Deci dacă i-am acoperit ochii când iese, atunci nu ar vedea-o sau orice altceva. Și o facem pentru eternitate, doar în cazul în care se decide să meargă la mașină vreodată. Măcar putem bea... Oh, da! Eu nu găsi deloc lămâi în pădure, deci folosesc ceapă. Nu-ți face griji, știu că nu bei cepe, deci a ta e cu usturoi. Super, acum apasă frâna! Am apăsat-o foarte tare ca să putem să ne oprim în siguranță. Tare! Bine, aș vrea să comand o pizza, te rog. Am un cupon! Hei, nu, ți-ai folosit deja cuponul. Cuponul ăsta nu specifică o limită a folosirii, așa că e infinit. Are dreptate. 15 minute încep de... Bine, bine. Ce spui despre această idee bună? Ce idee? Vom lua una dintre roțile mașinii și el va gândi: oh, roata mea lipsește. Și nici nu se va mai gândi la zgârietură, pentru că atunci roata lipsă va fi o problemă mai mare. E și mai rea decât prima ta idee. Bun, ce spui despre a treia idee bună a mea? Deci, unde sunt pașapoartele? Da, pașapoartele erau responsabilitatea mea. Nu-ți face griji, le-am pus bine. Ei, unde? În cel mai sigur loc la care m-am putut gândi. Un loc din care nimeni nu le-ar putea lua. Bine, spune. Un safe. Credeam că o să zici ceva de... cele mai periculoase jungle din întreaga lume. Breakdance, un pic de breakdance. Bine, știu la ce te gândești. Bine, cum am luat picturile astea? Un pictor a venit cu mine și l-am plătit cu monede de ciocolată. Atunci de ce te uiți la mine așa dacă ți-am spus la ce te gândeai? Pentru că mă gândesc la cealaltă chestie. Că am fi putut să avem aur în valoare de 3 milioane de dolari și să nu ne facem griji legate de casă. Și să avem 3 milioane de dolari. La asta te gândeai? Da, la asta mă gândeam. Știu, și eu mă gândeam la asta, frate. Mai bine făceam. Mai bine o făceam. 1. Îți dau bani. Îl aștepți pe Hoggy să vină. Îi dai jumătate din bani acum, dar păstrezi jumătate pentru când termină acoperișul. Dacă îi dai toți banii acum, nu o să termine acoperișul. Ai înțeles? Înțeleg! Ceapă, mă asculți? Da, îngrăbește-te. Bine, apoi am urcat, l-am așteptat pe Hoggy, a venit, i-am dat toți banii și am plecat. Alt cu tremur. Da, ni s-a spus că sunt destul de comune. Cu tremur? Nu avem niciodată cu tremure. Stați puțin. Cum de n-ați menționat că suntem fix lângă șinele de tren? Foarte bine. Dacă vreți să vă dau o referință bună, trebuie să plătiți retroactiv toată chiria pe care nu ați plătit-o vreodată de când v-ați mutat. Toată chiria pe care nu am plătit-o. Plătită. Wow! Cum câștigați voi toți acești bani? Am luat și am vândut toate șuruburile din această clădire.